Bine v-am regăsit, domnilor și domnilor, la Brașovul Actual. Inundațiile au produs pagube serioase în județul Brașov și discutăm acest subiect împreună cu domnul prefect Marian Rasaliu. Bună seara și bine ați venit în studioul nostru, domnule prefect. Domnule prefect, iată, inundațiile, așa cum spuneam, au provocat mari probleme în ultimele zile, mai exact în weekend, aici în Brașov și nu doar în județul Brașov. Am văzut că și în alte județe au fost probleme grave. Da, e vorba despre perioada 28 iunie, 2 iulie, când am fost sub cod roșu de precipitații abundente. Într-adevăr, pe tot, în anumite porțiuni din județul Brașov ne-am confruntat cu probleme serioase cauzate de ploile în exces. Și aici, dacă aș putea să intru puțin în amănunte, vă rog, să detaliez un pic. Primele probleme au fost semnalate la barajul de pe Tărlung, de la Săcele. Acolo debitul lacului de acumulare a crescut foarte mult. Undeva în dimineața zilei de 28 iunie, pe la ora 10:30, s-a atins maximum de acumulare. Apa a ieșit pe carosabilul drumului național 1A și am făcut eforturi deosebite împreună cu poliția rutieră, cu jandarmii și cu lucrătorii de la drumurile naționale să putem menține carosabilul cât de cât curat, să se poată circula pe drumul național 1A. Debitele care au pornit din acest lac de acumulare de pe Tărlung, de la Săcele, undeva la ora pe care am menționat-o anterior, erau la 170 de metri cub pe secundă, ceea ce însemna foarte, foarte, foarte mult. Pe măsură ce treceau orele, ploaia nu se oprea, debitul rămânea același, deci foarte, foarte mare. Numai spre seară, acest debit a început să... ploile s-au oprit, iar debitul apelor din râul Tărlung au început să scadă, dat fiind faptul că și afluenții Tărlungului au început să scadă în volum. Mă refer la apă aici. În momentul de față, să zicem că debitul Tărlungului, cât și debitul principalului râu care traversează județul Brașov al Oltului sunt undeva înspre normal, ca să zic așa. Haideți să vedem ce s-a întâmplat exact atunci și revenim imediat. Asta s-a întâmplat în ultimele 48 de ore în întreg județul Brașov. Bilanțul este mai mult decât îngrijorător. Au fost afectate 55 de gospodării, 27 de beciuri au fost inundate și 5 case avariate. Peste 100 de subofițeri și ofițeri au intervenit cu 20 de motopompe pentru evacuarea apei din locuințele brașovenilor loviți de necaz. Ne confruntăm cu o situație deosebită la Săcele, unde 3 case și 3 anexe au fost luate de râul Tărlung. În zonă populația s-a autoevacuat la rude, deci nu au fost probleme deosebite. Monitorizăm situația și în caz că este nevoie o să evacuăm și celelalte persoane. În unele zone apa a depășit jumătate de metru. Cele mai mari probleme din cauza ploilor au fost la Budila, Zizin, Săcele, Tărlungeni, Zărnești și Râșnov. Pe toate aceste zone calamitate se va face de către comitetele județene pentru situații de urgență o analiză și o evaluare urgentă, alocându-se din fondul de urgență al guvernului.
În județul Covasna, ploile au făcut ravagii, au fost afectate mai multe localități, iar cele mai mari probleme au fost în comuna Sita Buzăului. Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență și secretar de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat, a ajuns și el în zonele calamitate din județele Covasna și Brașov. Am văzut așadar cele mai afectate zone din județ, domnule prefect, foarte multe gospodării, beciuri inundate. Da, ținând cont de ceea ce spuneam înainte, debitul râului Tărlung a crescut foarte mult, au fost în Tărlungeni, în localitatea Tărlungeni, au fost afectate trei gospodării, ca să spun așa, trei case luate de apă și trei anexe gospodărești, dar aș dori să fac o precizare aici. Aceste, atât gospodăriile cât și casele respective, erau construite ilegal, deci fără autorizație de construcție, fără niciun fel de aviz, în zona inundabilă a râului Tărlung, deci în zona de protecție împotriva inundațiilor, drept pentru care s-a produs inevitabilul. A crescut apa, a venit, a luat aceste case care nici nu aveau o structură extrem de solidă, ca să zic așa. În comuna Tărlungeni au fost afectate familii, deci apa a intrat în gospodărie, a intrat în curți, a intrat în casele oamenilor, în beciuri, s-au făcut eforturi foarte mari de către cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, s-a acționat aici cu 4 motopompe mari pentru evacuarea apelor, iar împreună cu jandarmii și cu polițiștii și armata pe alocuri, am făcut tot ceea ce ne-a stat în putință să aducem situația spre normal. O mobilizare de forțe până la urmă. Tot ceea ce înseamnă armele Ministerului de Interne au fost implicate în aceste operațiuni de evacuare a apelor din gospodăriile oamenilor. Așa cum am văzut și în material, 55 de gospodării au fost afectate. Iată, în tot județul Brașov au fost afectate 167 de gospodării. În total? În total. Ați făcut o nouă evaluare? În total. Cele 50 și ceva de gospodării la care făceați referire, într-adevăr, au fost mult mai afectate decât celelalte. Apa a intrat chiar și în casele oamenilor, nu numai în beciuri. Iar, după cum v-am spus, împreună cu locuitorii, cu localnicii și noi am făcut tot ceea ce ne-a stat. Am înălțat diguri de protecție pe malul râului Olt, pe malul râului Tărlung, în cartierul Galați din Făgăraș, am supraînălțat digul de protecție de acolo cu saci umpluți cu nisip, să evităm, să prevenim ceea ce ar fi putut însemna inundații în tot cartierul Galați. Din fericire nu s-a întâmplat lucrul acesta, iar zidul respectiv supraînălțat a fost de mare ajutor, de mare folos. Presupun că sunt foarte multe familii care nu mai pot locui în casele lor. Ce se întâmplă cu aceste familii? Ce știți? Nu avem situații de genul acesta, în afară de cele trei case care au fost luate cu totul de apele râului Tărlung. S-au relocat, s-au auto-evacuat, s-au relocat la familiile din localitatea Gârcin, din Săcele, de acolo. În rest, nu avem familii evacuate, apele au fost extrase din gospodării, iar pe zi ce trece ne apropiem de un normal. Apele au depășit, apele râului Olt, de exemplu, au depășit cotele de inundații undeva ieri după amiază, a fost apogeul în zona podul Olt. Acolo am fost la fața locului, tot așa am fost în gospodăriile oamenilor, a fost și domnul doctor, ministru secretar de stat Raed Arafat împreună cu noi la fața locului. Viitura respectivă care se afla ieri după amiază la podul Olt, în momentul de față se îndreaptă spre Crihalma Homorod, iar la sfârșitul acestei zile să sperăm că va părăsi județul Brașov. Nu să sperăm că va părăsi județul Brașov, că nu ne bucurăm să ajungă în Mureș, dar sper să se diminueze în debit Oltul și în așa fel încât să nu mai producă pagube în aval. Și am văzut ce s-a întâmplat și cu podul de cale ferată de la Budila,
podul de la podul, Crihalma. Da, podul de cale ferată de la Budila era operat de către o societate privată. Mulțumim lui Dumnezeu că nu s-a întâmplat o nenorocire acolo. Trenul a trecut cu 12 minute înainte de prăbușirea acestuia. Trebuie să specificăm lucrul acesta. Podul avea mari probleme de infrastructură, de structura de rezistență era afectată. S-a văzut după prăbușirea lui cum erau infiltrațiile pătrunse în acest pod. El a fost construit în 1935, a avut o perioadă de viață, o durată de viață de 50 de ani și iată că au trecut totuși aproape 90 de ani de atunci. Da, deci a fost afectată pila de rezistență, pila principală a podului, care a fost luată de Tărlung, după care în aceeași zi, deci s-a întâmplat să se prăbușească pila principală la ora 2:30, 14:30 după amiază, iar undeva în jurul orelor 11:15 și cealaltă jumătate a podului s-a prăbușit în ape. Dar chiar trebuie să așteptăm să se întâmple așa ceva, domnule prefect, să se prăbușească podurile? Nu există totuși un semnal de alarmă înainte că administratorii sunt cei de la căile ferate. În dimineața aceasta am avut un comitet pentru situații de urgență, am constituit două comisii și nu am făcut o comisie ca să băgăm sub preș o problemă, cum se vehiculează, cum este vorba. Nu, o comisie formată din cei de la căile ferate, de la drumuri naționale și de la SGA, de la Apele Române, care să verifice tot ceea ce înseamnă infrastructură critică în județul Brașov și aici mă refer la infrastructura feroviară, la infrastructura rutieră, la poduri, podețe, viaducte și tuneluri. Deci în două săptămâni, în 14 zile, vor trebui să-mi prezinte o situație cu această infrastructură și în funcție de gradul de deteriorare a anumitor active, anumitor componente din infrastructura atât rutieră cât și feroviară, să intervenim cât se poate de repede în vederea reabilitării acestora. Deci voi face toate demersurile posibile, deci voi înainta guvernului acest material pe care îl voi primi în maxim 14 zile și împreună vom găsi soluții pentru rezolvarea problemelor de maximă, de strictă necesitate, de maximă urgență. Domnule prefect, dar puteam să realizăm o astfel de situație poate înainte de aceste inundații, mă gândesc. Să știți că datoria mea este să fac ceea ce am făcut și până acum. Și nu mă voi da înlături să precupețez niciun efort ca să avem o imagine foarte, foarte clară a ceea ce se întâmplă vis-a-vis de infrastructura din județul Brașov, după cum am spus, fie ea rutieră sau feroviară. Tot în cursul acestei dimineți am înființat o altă comisie formată din reprezentanți de la ANRM, de la SEGA, de la Garda de Mediu, care vor verifica absolut toate societățile comerciale care operează în bazinele râurilor, principalelor râuri din județul Brașov, Tărlung, Olt și a afluenților acestora, societăți care exploatează agregate din albile râului, vom verifica în amănunt toate autorizațiile și avizele acestor societăți comerciale. Și dacă la doar câteva ore după podul de la Budila s-a prăbușit și podul dintre Crihalma și Comuna de Jos. Acest pod a fost grav avariat în martie, da, așa cum ați spus dumneavoastră. Din aprilie am făcut împreună cu reprezentanții Consiliului Județean toate studiile, toate proiectele și absolut toate situațiile le-am pus pe hârtie. Le-am trimis în momentul, a necesitat timp acest lucru. O evaluare nu se face de azi pe mâine. Iată că au trecut 3 luni de zile. Noi suntem în măsură în care să prezentăm o situație foarte clară. În dimineața aceasta, împreună cu președintele Consiliului Județean, am semnat un proiect de hotărâre de guvern care a și plecat către guvern
Guvernul României. Deci aici avem două surse de finanțare, se merge pe două căi și mă refer, prima sursă de finanțare ar putea veni de la Compania Națională de Investiții, iar cea de-a doua, prin hotărâre de guvern, bani alocați din rezerve direct de către Guvernul României. Deci am făcut tot ceea ce ține de noi. Vom face și în continuare acest pod care face legătura între trei localități și aici vorbesc de Comăna, Crihalma și Ticuș. Este un pod rutier de maximă importanță pentru că se circulă dintr-o parte și din alta, cealaltă a Oltului, cu o frecvență destul de importantă. Oamenii trebuie să ocolească. Oamenii trebuie să ocolească 40 de kilometri după datele noastre în momentul de față, iar vreau să fac o precizare, între întorsura Buzăului și Brașov, nemai existând posibilitatea transportului pe cale ferată, am pus la dispoziție încă de a doua zi, de la prăbușirea podului de cale ferată, microbuze care să transporte navetiștii de la întorsura Buzăului spre Brașov și invers. Vreau să urmărim imaginile cu prăbușirea podurilor și comentăm imediat. O adevărată tragedie se putea produce în weekend din cauza viiturii puternice. Podul de pe calea ferată din comuna Budila a fost luat de ape. Acesta făcea legătura pe calea ferată între Brașov și întorsura Buzăului din județul Covasna. Cu doar câteva zeci de minute înainte de prăbușirea stâlpului de susținere, pe acest pod a trecut trenul de persoane care face legătura între Brașov și localitatea întorsura Buzăului din județul Covasna, astfel că puteam avea parte de o adevărată tragedie. După cum bine se poate vedea și acum, râul Tărlung este foarte agitat, iar podul este distrus pe o lungime de aproximativ 60-70 de metri. Podul de cale ferată era de multă vreme în stare avansată de degradare. Nu fusese niciodată reabilitat. Cum vi se pare ce ați găsit la fața locului? Dezastru. Dezastru total. Niciodată de când mă știu n-am văzut așa ceva. Nu. Dezastru. Niciodată nu am așteptat să văd așa ceva aici. E dezastru, ce să zic altceva. În zona barajului de la Săcele, unde este Tărlungul. Acolo, în cursul după amiezii, apa a depășit albia lacului, a intrat pe DN1A, dar ulterior s-a retras. Deci am făcut lucrări de eliberare a suprafeței carosabile de aluviunile aduse de pe versanți. Și podul care face legătura între localitățile Crihalma și Comuna de Jos a fost luat de ape duminică seara. Peste 10.000 de locuitori sunt izolați și trebuie să ocolească peste 30 de kilometri pentru a ajunge dintr-o localitate într-alta. Imagini dezolante, domnule prefect. Așa este. E vorba de o calamitate. Și rezultatul este acesta pe care l-ați văzut. După cum v-am spus, vorbim despre podul de la Comuna Crihalma, da. Acest pod din evaluările noastre, acest pod din evaluările noastre, costurile pentru refacerea acestui, reconstruirea acestui pod ajung undeva la 4 milioane de euro. Avem pregătite toate documentele înaintate la guvern și încercăm să obținem finanțare cât mai curând cu putință. E clar că în acest an nu va putea fi ridicat acest pod, dar lucrul cel mai important este să avem sursa de finanțare identificată. În momentul în care vom avea sursa de finanțare identificată, deja putem considera că 80% din probleme sunt rezolvate. S-a făcut un dosar, cum spuneați, încă din luna martie pentru acest pod. Da, din luna aprilie, da. Din luna aprilie, mai exact. Doamna premier prezentă la Brașov, din păcate nu știa nimic. Da, este un pod. Acest dosar. Este un pod gestionat de către este un pod partea infrastructurii Consiliului Județean. Deci Consiliul Județean a făcut absolut toate documentele, le-a trimis în mai multe direcții, atât la Compania Națională de Investiții, cât și la Ministerul Apărării. Exista posibilitatea montării unui pod de pontoane, ceea ce, din câte am înțeles în momentul de față, mai trebuie să avem discuții vis-a-vis de chestiunea aceasta, să vedem după ce se liniștesc apele, dacă este cazul să o continuăm. Documente au fost trimise și la Ministerul de Interne. În momentul de față,
aceste documente au fost prinse într-o lucrare unică și au luat drumul guvernului. În felul acesta am concentrat absolut tot materialul pe o singură direcție. Avem și proiectul de hotărâre de guvern pe care l-am elaborat în dimineața aceasta. Eu consider că suntem pe calea cea bună în ceea ce privește reconstrucția acestui pod. Haideți să urmărim și ce spune președintele Consiliului Județean Brașov și revenim în câteva momente. Am luat decizia de a merge pe două direcții. Una dintre direcții este cea pe Compania Națională de Investiții. Am lăsat o documentație în acest sens. Am trimis inclusiv studiu de fezabilitate care este necesar pentru luarea unei astfel de hotărâri pe lucrări în primă urgență la Compania Națională de Investiții. Iar cea de-a doua soluție este cea de a iniția un proiect de hotărâre de guvern, lucru care s-a și întâmplat în această dimineață, care îl vom înainta guvernului și sperăm să se ia act de acest lucru și să avem o alocare bugetară pe măsură, în așa fel încât să putem începe reabilitarea acestui pod. Am ascultat și ce spune președintele Consiliului Județean Brașov, domnul Adrian Veștea. Rămâne o prioritate acest pod. La anul, spuneți că am putea circula pe podul de la Comana? Cu siguranță. Deci, în primul rând, va trebui să stabilim care este sursa de finanțare și să vedem exact cât ce sumă de bani se va aloca pentru reconstruirea acestui pod. Odată ce vom avea sursa de finanțare foarte bine stabilită, vor urma procedurile de licitație și de achiziții vis-a-vis de tot ceea ce înseamnă lucrarea de construcție efectivă. Nu doar gospodării, ci și poduri au fost așadar afectate în urma inundațiilor și totodată și mii de hectare de teren agricol. Am avut probleme la Poiana Mărului, am avut probleme la Zărnești, am avut probleme la Mândra. Nu mai vorbesc despre Târlungeni și Budila pentru că am tot discutat. Despre Comana, Ticuș, nici atât, pentru că am vorbit până acum, dar să știți că și la Poiana Mărului s-a lucrat. Drumurile naționale au făcut tot posibilul ca să elibereze drumul județean de acolo, de aluvion și tot ceea ce s-a scurs de pe versanți, atâta timp cât a plouat foarte tare. La Zărnești, tot așa, am avut probleme cu un pod. Sperăm ca în cel mai scurt timp situația să revină la normal. Așadar, mai multe drumuri naționale au fost naționale afectate și județene. Județene. Vreau să urmărim din nou imagini cu aceste drumuri naționale care arată ca după bombardament și revenim în câteva momente. Drumurile naționale din județul Brașov au fost serios afectate de inundațiile din ultimele zile. Unele arată chiar ca după bombardament. Mai multe echipe ale Direcției Regionale de Drumuri și Poduri din Brașov acționează de mai bine de 24 de ore pentru înlăturarea aluvionilor. Cele mai mari probleme au fost pe DN73A în zona localității Poiana Mărului. Acolo drumul a fost complet inundat, iar circulația blocată timp de mai multe ore. Aluviune aduse din pădure. Probleme au fost și în județele Covasna și Harghita. Drumul național 10 spre întorsura Buzăului, dar și drumul național 11B din județul Harghita au fost închise o jumătate de zi. Pagube serioase în județul Brașov, domnule prefect. Ce măsuri de prevenire aveți? Cu ce măsuri au fost într-adevăr pagubele au fost destul de serioase, nu atât de mari cât sunt în județele învecinate la Bacău, Buzău și la Covasna, dar
Totuși, așa cum v-am spus, în dimineața aceasta am constituit acea comisie care va evalua într-o săptămână, 10 zile, vom avea o situație foarte clară asupra întregii infrastructuri critice din județul Brașov. Atât în ceea ce privește calea ferată, poduri, podețe, viaducte, tuneluri, cât și în ceea ce privește toată rețeaua de drumuri județene, care se ridică la undeva la peste 400 de kilometri, drumurile naționale, drumurile județene. Deci în 2 săptămâni vom putea discuta despre pe priorități, unde, cum și în ce fel trebuie să se intervină. Și știu că în această dimineață ați avut o întâlnire și cu primarii din județ. Ce v-au spus? Ce probleme v-au semnalat? I-am rugat pe primar să vină astăzi. Am avut o ședință în sala 120. Am discutat despre cu totul și cu totul alte subiecte. Era vorba de, la ședință au fost invitați și secretarii primăriilor și dar cu primarii. Dar pe inundații, în primul rând, dacă s-a discutat. În ceea ce privește inundațiile, am discutat cu primarii, i-am rugat frumos să le dea tot concursul celor din Comisia de Specialitate care se vor deplasa în UAT-urile care au fost afectate. Pe de altă parte, am discutat despre lemnele de foc. Nu vreau să vină toamna și să ajungem în situația de anul trecut. Vreau ca fiecare primărie să fie pregătită cu o cantitate rezonabilă de lemn de foc, în așa fel încât să acoperă tot necesarul locuitorilor din județul Brașov în iarna aceasta. Deci nu vreau să mai ajungem toamna să ne dăm de ceasul morții că nu avem suficiente lemne de foc. Eu le-am atras atenția să facă în așa fel încât să-și facă stocuri pentru la toamnă și le vom sta la dispoziție cu tot ceea ce înseamnă unități administrativ-teritoriale, gardă de mediu, gardă forestieră, tot ce ține de ocoale silvice, ca să putem să nu mai avem probleme în toamna aceasta. O perioadă foarte aglomerată pentru dumneavoastră, domnule prefect, din câte observ. M-am văzut și la fața locului în multe materiale. Ați fost și la Budila și în mai multe locuri din județ. Am fost peste tot în județul Brașov, acolo unde prezența mea s-a impus și în acest fel voi lucra și de acum încolo. Deci chiar mi-am luat treaba în serios și tot ceea ce ține de mine voi face. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în studio. Am ajuns la finalul emisiunii. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Rămâneți cu bine și în actualitate. Să aveți o seară excelentă. La revedere! Vestimentația a fost oferită de Steilman, magazin Star, strada Nicolae Bălcescu, numărul 62 și centrul comercial Coresi, strada Zaharia Stancu, numărul 1.